Pacea Domnului și fiți binecuvântați toți cei care sunteți implicați în proiectul împreună și toți cei care ascultați cu regularitate aceste postări. Cele patru texte rânduite pentru lectura de azi, în opinia mea, au între un punct comun. Toate se referă la zidirea noastră spirituală, așa cum spune Apostolul Petru în capitolul 2, versetul 5. Și voi, ca niște pietre vii, sunteți zidiți ca să fiți o casă duhovnicească. că ne zidim prin psalmi, prin principiile proverbelor, prin învățăturile Apostolului Pavel, sau chiar prin exemplele biblice, ca acțiunea lui Neemia, Domnul dorește propășirea noastră în cele spirituale. În consecință, în minutele care urmează, vă expun câteva gânduri cu privire la refacerea zidurilor orașului Ierusalim, ceea ce este simbolul zidirii noastre spirituale. Dumnezeu a rânduit întotdeauna un Neemia, care se întristează dacă află de casa noastră spirituală cum că ar fi în ruină, apoi face tot posibilul ca rezidirea, reconstrucția, să înceapă cât mai repede. Să acceptăm așadar implicarea lui Dumnezeu în zidirea noastră spirituală prin slujitorii săi și metodele sale divine. Zidirea spirituală este o zidire metodică. În Nemia, capitolul 3, versetul 15, citim cum unul dintre constructori are făcut o poartă, poarta izvorului. A zidit-o, spune cuvântul lui Dumnezeu, a acoperit-o cu scânduri, i-a pus ușile, încuietoarele și zăvoarele. Degeaba se zidește o poartă, se întărește cu scânduri, dacă rămâne deschisă pentru orice și oricine. Du-te, poporul meu, intră în odaia ta și încuie ușa după tine, spune prorocul Isaia poporului. Ușa inimii noastre trebuie să fie închisă pentru ispite, pentru ispitele acestei lumi, dar deschisă celui ce bate insistent pentru că ne vrea mântuirea. Versetul 22 ne spune că această zidire se face chiar de către preoții din Israel. Biblia ne învață să ascultăm de mai mari poporului pentru că ei sunt rânduiți să privegheze asupra sufletelor noastre și vor da socoteală pentru ele. Așa scrie în Evrei, capitolul 13, versetul 17. Fie acest mesaj un îndemn tuturor în ce privește ascultarea de slujitorii Domnului, pentru că astfel se zidește cu adevărat casa noastră duhovnicească. Oare ce puteau vorbi între ei, oamenii rând și preoții, când fiecare se străduia să construiască zidurile Ierusalimului? Eu cred că vorbirea lor era despre eliberare, despre țara lui Israel, despre poporul lui Dumnezeu și despre viitorul prin de nădejde. Fie aceste gânduri, motivații pentru o zidire spirituală eficientă și o colaborare strânsă în ascultare unii față de alții. În versetul 28 din același capitol este scris că fiecare a lucrat înaintea casei lui. Când fiecare din noi se străduiește să-și facă bine lucrarea în dreptul casei lui, neimplicându-se în treaba altora, Lucrarea de zidire se face în conformitate cu cuvântul lui Dumnezeu. Amestecul cuiva în treburile altora. Conform apostolului Petru, în întâia sa epistolă, capitolul 4, versetul 15, produce suferință, deseori încurcă lucrurile mai mult, frânează sau chiar zdărnicește lucrarea de zidire. De aceea, fiecare din noi să se străduiască să facă bine lucrarea ce i s-a încredințat în dreptul lui. Lucrarea de zidire se face bine când nu avem datorii unii față de alții. Sau chiar dacă am avea, trebuie să le lăsăm, să fim îngăduitori. Rugăciunea pe care Domnul Isus ne învață în versiunea Evanghelistului Luca sună astfel și ne iartă nouă păcatele noastre, fiindcă și noi iertăm oricui ne este dator. Altfel spus, în dorința noastră de a fi liber de păcat și de consecințele lui și pentru a nu plăti pentru ele, acceptăm jertfa de ispășire a lui Isus și fiind eliberați de plata păcatului, adică moartea, îi eliberăm și noi pe aceia care au anumite datorii morale, spirituale față de noi. Domnul Isus a zis: Celor ce le veți ierta, păcatele vor fi iertate, și celor ce le veți ținea, vor fi ținute. Ioan 20, versetul 23. Dar de ce să le ții, să păstrezi păcatele altora, să te legi cu această legătură spiritual păgubitoare, când poți trăi o viață liberă, iertând greșelile altora, eliberându-i de plata datoriilor? Nemia a zis poporului: Ce faceți voi nu este bine. Să le lăsăm dar datoria aceasta. Poporul i-a răspuns astfel: Vom face cum ai zis. Citind pasajele biblice care ne-au fost rânduite pentru lectura de azi, înțelegem că trebuie să facem așa cum ne învață Cuvântul lui Dumnezeu. Și casa duhovnicească a Sufletului nostru se va zidi așa cum vrea El. Adică Isus. Fiți binecuvântați de Domnul Dumnezeul nostru. Amin!